mi-am dorit să am și eu locul meu unde să mă retrag vara și unde să pot să lucrez. Și când am văzut casa de sus, din vârful dealului, ea era o casă părăsită, era o casă de roșu cu iederă și atunci mi-am zis, acesta este locul unde aș vrea să mă așez. Sorin Ilfovreau s-a născut la Câmpul Lung, dar s-a format și a copilărit și a crescut cu bunica lui sărmani într-un demisol în Pitești. A făcut liceul din Pitești și de acolo a venit la București. Se vede că viața te așează în anumite locuri și nu sunt întâmplătoare aceste lucruri. Casa era de 10 ani părăsită, era și neîngrijită și locul nu mai era îngrijit și de atunci am început să o așez atât și în interior și în afară și mai ales să-mi gândesc grădina cu tot ce vedeți în jur, cu tuiele care prin 87 aveau înălțimea de 1,80, 1,90 și acum depășesc casa. Peste două case lângă noi stătea fratele pictorului Pacea. Când bunica mea a mers și l-a rugat să vadă mapa, el ne-a trimis la marele pictor care este Ion Pacea și în felul acesta, cred că datorită vorbele lui și relațiilor lui, eu am reușit să intru la facultate. Mi-a mărturisit înspăimântat, deci el nu era un orășan. Când a venit în București în anii 70, înspăimântat de atmosfera Bucureștiului și ceea ce a făcut Corneliu Baba cu toți, acești mulți tineri veniți de peste tot, ca și Ștefan Câlți, a venit din zona Făgărașului, i-a învățat starea de noblețe socială a picturii. Și acest lucru l-au învățat ei subliminal și au încercat, cel puțin Sorin Ilfoveanu încearcă de mult cu șirurile de studenți pe care i-a avut de 20 de ani să învețe lucrul acesta de domnie a calității de a fi pictor. Acea perioadă a fost decisivă, avea marele har de a te face să te pună în starea de lucru. Am construit un atelier, am construit un pavilion, care eu îl numesc pavilionul de sub nuc. Nucul și acesta era pe vremea aceea, nu avea mai mult de 5 metri și acuie falnic și umbra lui. La umbra lui vara ne așezăm seara cu toții. A stat numai 3 ani în Pitești după terminarea facultății și a fost profesor la Liceul de Arte și după aceea a fost cel care a pus umărul la înființarea filialei din Pitești. Acum Piteștiul și datorită fluxului pe care l-a păstrat familia Ilfoveanu și Ruxandra Ilfoveanu cu Piteștiul, are un liceu foarte bun și foarte mulți au avut curajul și sprijinul acesta mitic aproape, că există cineva din Pitești, care acordă Piteștiului atenție specială. Am avut un moment de cumpănă, dându-mi seama că timpul meu nu pot să-l împart între muzeu și... În acea perioadă n-am lucrat mai deloc și atunci am luat decizia să mă fac numai pictură. Șansa mi-a dat-o și în acel an luasem bursa
Uniunii Artiștilor Plastici. În anii 90, cei care evident se știau cu un palmares în care apărea portretul oficial al familiei Ceaușescu și al înfăptuirilor, acei profesori au fost arătați cu degetul de către studenții lor și imediat s-au găsit alternative. Și printre alternativele acelea clare era Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Florin Ciubotaru. Pentru Catedra de Pictură, care întotdeauna a fost vitrina și a fost nucleul de istorie al Academiei de Arte Bucureștene. Sorin Ilfoveanu a avut câteva personale, dar niciodată nu se știa că ar fi participat pentru CV-ul acela care era important de creștere în Uniune, să faci expoziții omagiale, tematice, cu tematicile acelea care erau baburebista, bacolectivizarea, tematicii care slujeau istoria ideologiei ceaușiste. Nu. Sorin Ilfoveanu, venit în București în anii 80, în deceniu rău, în deceniu aspru, făcea în continuare lucrurile profunde și adevărate ale propriei sensibilități în atelierul său. Marea mea șansă, de fapt, și a colegilor mei, am intrat foarte devreme în atenția colecționarilor. Acest lucru ne-a ajutat să trăim din meseria care ne-o alesesem. Ne-a ajutat să ne ferim de acele comenzi sociale, nu? Care ți aduceau bani. Avea un atelier minuscul. Mă și mir cum studenții îl știau și l-au cerut la facultate. Pentru că atelierul lui era neprimitor, să spunem. Nu putea să se compare cu ceea ce făcea Ion Dumitriu, care chema în aceeași clădire cu multe ateliere, mulți scriitori, și într-adevăr se făcea un fel de cenaclu al artelor și al rezistenței în jurul unei Delciu, a scriitorilor 80. La Ilfoveanu nu era cazul. Era un atelier atât de mic în care își vedea de treabă. Și atunci e benefică, tânăra generație știa cine nu se amestecase cu politica de trai bun a artiștilor care primeau comenzi, care se descurcau. Ăsta este cuvântul. Tot timpul eu mi-l petreceam în atelier și am avut și șansa de a fi lângă atelier. Era redacția revistei Arta, cu care era Drișcu, François Panfil și ceilalți, și după mesele le petreceam în atelier povestind, bând un pahar de vin, și cercul nostru se lărgea. În felul acela ne izolam de ce era afară, din ce în ce mai greu de suportat. Și lucrul pictura m-a făcut să mă izolez de ce era în afară. M-am trezit când sunt chemat de studenți la facultate și în felul acesta mi-am început cariera de profesor la Academia de Artă. Cred că un profesor adevărat este acela care nu își impune modul lui de a face, nu spune să facă într-un anumit fel, ci îl ajută pe cel care lucrează în atelier, pe studenții lui, să-și găsească drumul lor. Asta e cel mai important lucru și, de asemenea, la fel de important e să-i pună tot timpul în starea de criză, adică de a face, tot timpul să-i pună în starea de a lucra. Sorin Ilfoveanu a făcut cariera aceasta de la chemat studenți ca profesor la pictură, după aceea cancelar, decan și rector. Și a contat foarte mult acum faptul că nu a făcut jocul acesta ciudat,
actual al birocratizării funcțiilor universitare în învățământul artistic și obligativității cu orice preț a formalității doctoratului. Și știți că el a renunțat la rectorat în timpul mandatului pentru că a refuzat să facă compromisul acesta să se prefacă că produce o operă teoretică sau operă, o exegeză oarecare, că știm bine ce comerț cu diplomele, chiar și doctorale, s-a făcut în ultimul timp și a refuzat. Între timp am mai reușit să găsind o grădină liberă a cuiva care vrea să vândă și la un preț modic, aici pământul nu este așa scump, am cumpărat și acea grădină și este a lui Adi, fiul meu cel mare, care el și-a organizat-o acum, a făcut un lac cu un pavilion alb unde de asemenea vara ne retragem. Cariera unui artist, de fapt, cred că se împarte în două. Când ești tânăr, ai nevoie de a fi împreună. Mai târziu ai nevoie de singurătate. Această meserie, de fapt, este o meserie a senectuții. Dar e cam tot cel mai important cu care vine după o anumită vârstă. Se pare că după 60 de ani un pictor devine matur și reușește să exprime ceea ce vrea să spună cel mai bine după această perioadă. Și a văzut realmente de ciclurile sale picturale și de desene care sunt livrești, sunt foarte multe pe teme de literatură antică. Xenofon, Saturnaliile, Bacanalele, toate aceste lucruri, după aceea prietenia cu Ștefan Agopian, care i-a furnizat multe subiecte pentru desene, care după aceea au devenit desene pe pânze. Deci rezistența lui a fost de fapt o eschivă extraordinar de frumoasă, blindată cu carte, cu lectură, cu prietenie cu scriitorii și cu adâncirea unei anumite meditații, pentru că a ajuns să epureze starea de atelier pe conturul desenului și este egal cu el atunci când reia subiectele de peisaj țărănesc. E foarte frumos să observi cum, desfrunzindu-se natura, ea devine mai vitală, pentru că ultimile imagini de pomi, care sunt tot desfrunziți, ca și la început, sunt de fapt o diagramă a sevelor și a viului care va izbucni. De fapt, aceasta este o meserie care o faci, pictura este o meserie care o faci de dimineață până seara, este acest pentru a-ți crea, este un exercițiu al minții și al mâinii. Ea devine cu timpul un viciu de care nu mai poți să scapi, deci trebuie să vii și să lucrezi. Este ceea ce poți să spui că asta ar fi pasiunea, dar este dincolo de asta. În această grădină am încercat de ani de zile să-mi fac diferite locuri de retragere. Locul de seară, sub vie,
locul de dimineață la masa de fier albă unde beau cafeaua și în ultimul timp am construit pavilionul care eu l-am numit pavilionul Cehov alb, unde de asemenea vara la umbra lui ne strângem cu toții și unde beau un pahar de vin. Chipurile ale femeilor și ale bărbaților sunt pietrificate, au ceva de miriște, mi-a plăcut să spun, pentru că sunt chinuite grafic, sunt ochii mereu încercuiți, frunțile sunt brăzdate, gura nu e niciodată zâmbet, gesturile sunt pietrificate și osificate. Aproape că nu există corp, există numai câte o mantie sau un contur de costum medieval extrem de sărăcăcios. În tot ce face ca cicluri figurative, chiar dacă ele sunt plasate în antichitate. Și atunci mă gândeam de ce sunt atât de suferinți. Sunt niște oameni ai pământului și sunt aproape rădăcinoși. Toți, să spunem, vânătorii, fluierarii, instrumentiștii, cântăreții lui Ilfoveanu au această tipologie și fără să își dea seama, pentru că a avut o revelație, vă spun și când, acum vreo 7 ani, când a fost în Catalunia, în Catalania, și a avut revelația și reconfirmarea faptului că rezumativul și puterea de sinteză a liniei catalane și a romanicului, mai ales din zona aia, îi spune ceva. Deci n-a avut o mutație, ci a avut o adâncire în propria, schemă a bidimensionalului care să cuprindă cât mai economic o trăire adâncă. Și singurul cuvânt care îmi vine acum este un fel de asceză. Un fel de asceză și a faptului că lucrurile foarte spectaculoase trec și rămâne esențialul, rămâne o durere în fața vieții, o acceptare. Să știți că toată figurația lui își acceptă destinul. Toți, chiar dacă poartă un păun acum pe umeri, pentru că, spuneam, eliberarea din social i-a făcut bine. Ciclul grădinii, pentru că ce ne-a arătat în 2011, la 65 de ani, este același Ilfoveanu, cu ceva animație animalieră, dacă pot să spun, în plus, și cu buchete de flori, cu prezența păunului, a melcului și a libelulei, care îi vizitează pe acești uscați, pe acești îndurători ai vieții. Și acesta este ciclul grădinii, care nu putea să-i vină dacă stătea în continuare să facă acte de recunoaștere, de confirmare și de grile ale gradelor universitare. Și grădina a venit cu o mare discreție, exact ca un zbor de libelulă prin creația lui, această vârstă de senectute care, după părerea mea, și-a așezat-o bine. Vis-a-vis de această grădină de loc, a apărut o oportunitate de a putea lua o mic, că eu spune un deal, e mult spus, îi spun dealul cu Salcâm. Floresc pe sfârșitul primăverii, inundă tot locul. La baza acestui deal era o fântână părăsită. Aceasta a fost cadoul meu pentru Nicu, fiul meu cel mic, și împreună ei, de fapt, au construit o mică troiță deasupra acestei fântâni pe care eu am pictat-o în interior. Suntem în anul 65 al nașterii sale și și-a sărbătorit sau și-a oferit și încă un album în care povestea atelierului, atmosfera atelierului a vrut să fie conservată, tot acea iubire de tihnă, de a fi un atelier care înseamnă tihnă și meditație asupra lumii văzului, este prezent în volumul pe care și l-a lansat anul acesta, un Dales, deci Dalesul care înseamnă de mulți ani, de peste 60 de ani,
anii, de peste jumătate de secol, că atunci când faci un dales, arăți cine ești și cel puțin pentru tine înalți ștacheta cât poți de mult, și completată o altă expoziție de desene, pentru că a fost prima expoziție numai de desen, desen în creion, însă pe formate mari, pe care a oferit-o simultan într-o galerie privată nouă, o galerie foarte frumoasă pe Kiselev. Pentru a-mi face meseria am avut și șansa familiei mele, a soției mele și a copiilor mei. De fapt, noi suntem o familie de artiști. Soția mea lucrează, pictează și este foarte bună. Pictoriță, e adevărat că o mare parte din timpul ei și l-a sacrificat pentru creșterea copiilor. Și profesoară de desen o anumită perioadă. Băieții mei, cel mare, face sculptură, Nicu, Adrian. Nicu face fotografie de artă și cărțile care le am sunt gândite de el și amândoi sunt profesori la Universitatea de Artă. Deci suntem o familie de artiști, dar avem un mod special de a conviețui. Majoritatea lucrărilor culoare pe suprafețe mari le-am gândit, de fapt, în Rădești, în spațiul acesta, inițial în desene. Primele au fost desenele pregătitoare la seria de lucrări pe care eu le-am intitulat Desene în lemn traforat, anabastis. Aici le-am lucrat, mai apoi desenele la seria Grădina, care le-am expus acum la Dales. După aceste desene am făcut toată seria de acril pe pânză, seria neagră și seria galbenă, și desenul în sine, desenul în creol din seria Rădești și Pițigaia. M-am împrietenit cu Ștefan Agopian și am făcut împreună, am desenat, el a scris la desenele mele, eu am făcut desene la textul lui, am făcut împreună expoziția de la Muzeul Literaturii, Maculata Concepție. Acesta a fost anul ilfoveanu 2011, care s-a încheiat și cu premiu de excelență, deci premiul Opera Omnia, care se dă pentru 4 domenii importante ale culturii, iată că l-a luat Sorin Ilfoveanu. Și e ceva frumos, înseamnă nu numai că profesional în breasla noastră, ci cultural a însemnat ceva. Această formă de consistență s-a făcut nu printr-o rezistență declarată și limbută în fața a epocii care coroda, ci mie îmi place să spun că reprezintă comportamental o calitate de bună cuviință și de bun simț. Sorin Ilfoveanu, când l-am întrebat cum își explică, mi-a spus că așa l-a învățat bunica lui. În ultima perioadă am încercat să mă izolez din ce în ce mai mult. De fapt, eu sunt un tip... singura comunicare care o aveam cu lumea din jurul meu era ziarul și televizorul. În ultima perioadă am renunțat și la ele, fiindcă am senzația, și așa și este, că ți alterează gândurile și stările și este bine să te izolezi. Aceste trei locuri de fapt fac locul meu. Cred că fiecare om își are un loc al lui.
Se poate spune și invers. Fiecare loc își găsește un om al lui. Ele au devenit sufletul meu, de ele de toate trei sunt legat și cred că și nu departe în timp am să mă și retrag.